ziua, dragi prieteni. Hai să plecăm. Astăzi vom vorbi de atacarea giratoarelor. Deci astăzi vom vorbi de atacarea giratoarelor. Eu am văzut mai multe clipuri cu giratoarele, contradicții și așa mai departe. Vreau să vă dau niște detalii concrete despre giratoriu. Hai să vedem dacă avem și asta, dacă ne merge, că a început să-mi facă figuri din încărcător. Sper să nu. Nu știu de ce faci figurile astea. Nu știu de ce îmi face asta figuri. Ceva se întâmplă cu el, trebuie să-i dau o resetare la camera asta. Ia să și pornim. Cred că nu se încarcă, încarcă, pe urmă iar nu mai încarcă și când simte că nu mai încarcă, se închide automat. Da, dragi prieteni, aici s-a întâmplat, i-am lovit lui ăla SUV-ul, pentru că l-avea parcat exact aici, în locul ăsta unde sunt cei 25 de metri de la colțul intersecției, unde ne punem centura. Unde ar trebui să fie liberă intersecția ca să... Uite cum e și ăsta aici cu ăsta. Cum iau eu virajul aici? Uitați-l. Când ne-am întâlnit aici. E de la Renel să-și ia mașina de aici. Scoate-ți mașina de acolo, mă. Trebuie să-i fac loc lui ăsta să se încadreze. Ați văzut? Și mie îmi spune poliția, că domnule... N-ai luat virajul la dreapta în condiții siguranță, dar asigură-ți tu, mă, mașina, că nu se lasă acolo. Mut-o de acolo, că n-am putem să luăm virajul. Străzi linguste. Să așteptăm pe colegul să intre. Așa. Și cu liftanta în sus. Era să-i trag și una în vagon. Da, dragi prieteni, hai să trecem la treburile noastre. Deci când parchezi o mașină, domnul milițian sau domnul milițiancă, că așa am fost ironizat și luat la mișto de doamna milițiancă,
când parchezi mașina, în primul rând ai tu grijă de mașina ta să nu fie agățată, că e a ta. Cum o parchezi, unde staționezi. Și apoi mai vedem. Uite, eu iau virajul la dreapta, cum îl iau eu acum, că ăsta aici și dacă îl ating. Să-i dea drum mai în față, să nu șterg. Sper să-l vadă, că se șterge de el. Gata. Întâi îți asiguri mașina când staționezi, în ce loc staționezi, ca cineva să nu-ți rupă oglinda, că e mașina ta, nu e a mea. Mai mult te doare pe tine burta decât pe altul, ca să o luăm așa. Deci cum și eu parchez undeva, staționez, ca să nu-i rupă cineva oglinda, voi băga capul în interior și voi... Uitați aici, circulații, am în două benzi pentru înainte, da? Și la dreapta. Eu cum să semnalizez stânga aici, prima ieșire? Semnalizez direct dreapta, da? Bun. Mai departe, o să vă explicăm de ce. La următorul sens, giratorul vom merge înainte. Ca să vă dau, mă, și teorie și practică de ce. Deci, în giratoare e greșit interpretat cât semnalizezi giratoriu. Eu am văzut clipuri, mari prostii, și te gândești că e și instructor de școală, instructor auto, de categorie. Îi spun, bă, dacă eu virez la dreapta, cum să semnalizez stânga? Asta e prima regulă care ți-o pot da. Deci dacă în giratoriu intru cu viraj la dreapta, că mă încadrez în dreapta, nu în stânga, cum să virez, cum să semnalizez eu stânga? Nu? Să presupunem că segmentul ăsta de aici și până în față acolo la vreo 200 de metri e drept, da? Și îl luăm și îl facem giratoriu în loc. Și avem o ieșire aici, mai avem o ieșire dincolo. Eu cum semnalizez stânga, mă? Dacă în stânga e insula, cum îi spun ei. Bine, bre. Hai că ați ocupat voi tot locul. Noroc că aveți însoțitori. Nu mai știa să mergeți pe drum. La civil nu mai sunt atâtea mașini în față, în spate. Merge săracul șofer și își ia toată responsabilitatea. A, voi ați pus un tank și gata. Hai să ne însoțim. Ia uitați giratorul aici, da? Aici avem cu o singură bandă de mers. Deci eu nu voi semnaliza, da? Merg înainte. Cum semnalizez eu stânga dacă eu dau aici, cu dreapta? Dar o aveam pusă, atenție, am avut o pusă din greșeală, că ăsta nici nu-l aud și merg cu el kilometri, recunosc. Merg de multe ori cu semnalizatorul pus kilometri întregi. Deci dacă vom tăia cercul și vom face un semicerc sau o linie dreaptă din el, îl vom îndrepta. Deci din cerc va fi o... drum normal, ca și cum am intrat din drumul ăsta într-un alt drum. Dăm prioritate, virăm la dreapta și ne încadrăm. Cum mă pui tu să semnalizezi stânga dacă eu merg înainte? Sau cu viraj la dreapta, că trebuie să intru în giratoriu, în dreapta, nu în stânga. Hai să o luăm și cu insula, vezi, doamne, cu banda 2, cu banda 1.
ne apropiem de insulă. Bun, dacă eu am două benzi, cum a fost la primul giratoriu, da? A fost la primul giratoriu două benzi pe sens până am intrat în el. Și după aia în giratoriu poate fi să nu mai fie nicio bandă, dar să fie suficient de lat încât să încadreze două turisme, vorbind de turisme. Amândouă benzi mi-a arătat pentru înainte normal. Deci eu dacă sunt cadrat pe banda din stânga, adică banda 2, care mă duce pe lângă insulă, de ce domnul instructor să mai semnalizez eu stânga dacă eu deja încadrat pe banda 2 la insulă, mă asigur când intru în giratoriu, ca să nu fie cumva un vehicul aflat în mișcare, în sensul giratoriu, că trebuie să-i dau prioritate, da? Vehiculelor aflate în interior. Și dacă e liber, intru. De ce să semnalizez eu stânga? Puteți să-mi explicați, dacă eu sunt deja încadrat pe banda 2. Banda care mă duce direct pe lângă insula giratorului, domnul instructor. Nu? Dacă sunt pe banda 1 și îmi permite tot așa, înainte, da? Că ieși înainte sau la dreapta. Eu pot să merg înainte și să fiu pe banda 1, că sunt camion. De ce trebuie să semnalizez eu iar stânga? Că nu ies nici pe prima, merg înainte. Nu ies nici pe a doua, ies pe a treia. Care e problema? Că nu spune înaintea câta ieșiri să ieși din giratoriu. Doar ți arată înainte. Deci tu semnalizezi numai ieșirea ca cei care văd și așteaptă să-ți dea prioritate. De exemplu, cum e ăsta, el vede că eu, dacă aș face cu dreapta, m-aș duce pe banda aia, sau dacă n-ar exista banda aia, aș semnaliza dreapta ca să mă încadrez. Da? Deci mergem înainte. Da? Aici semnalizăm dreapta. Pentru ce trebuia să semnalizez eu stânga? Și la intersecția cu Focșani vom face o girare roată-roată, ca să putem să înțelegem și tot giratoriu, da? Eu dacă nu mă dau, de exemplu, iarăși vorbim de un segment de drum, dacă tăiem porțiunea asta, să spunem de 500 de metri și o facem giratoriu, asta ar însemna în mod normal acum eu să semnalizez când merg aici, când stau pe axul drumului, nu? O semnalizez, domnul instructor? Nu, semnalizez, mă, că n-am de ce să semnalizez, mă, că sunt pe bandă. Semnalizăm numai momentul când schimbăm direcția de mers, când ieșim după sens din drumul ăsta respectiv, exceptând depășirile. Ne vom apropia de un alt drum acum, de un alt giratoriu, tot așa micuț, giratoriu de la intersecția cu Focșani. Semnalizând stânga și apoi dreapta, derutezi în primul rând și pe cel din spatele tău. Să vă zic și de ce. Eu ăsta, de exemplu, dacă merge în fața mea, când intri în giratoriu, semnalizează stânga. Eu am impresia că se duce spre șoseaua Focșani. Dar n-ai cum să te duci spre șoseaua Focșani direct cu stânga când tu faci dreapta. M-ați înțeles? Deci tu n-ai cum să semnalizezi stânga când tu faci virajul prin dreapta insulei, sau cum îi spune el, domnul instructor. Ia uitați dumneavoastră acum. Ăsta semnalizează stânga, da? Îl vedeți? Ăsta a semnalizat tot stânga. De ce? Eu am intrat în sens, sunt în sens. Eu merg în sens. De ce semnalizez stânga? Eu sunt aici, nu? Eu mă învârt aici, eu în sens. Care-i problema? Eu sunt în sens. Acum ies, semnalizăm că ieșim. Da? Dreapta.
Păi dacă eu sunt acolo, de ce să țin semnalizatorul stânga? N-am înțeles-o. Că e ca și cum aș semnaliza o curbă. Doamne, 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 așa de grea e circulația asta pentru unii să folosesc unele articole care au cu tot un alt înțeles și ei să ies din contextul respectiv a articolului și să folosesc de el ca să iasă din responsabilitatea pe care o au avut-o în caz de un accident. În loc să-și asume fiecare responsabilitatea și vina pentru ceea ce a făcut într-un caz anume, fiecare caută chichițe din lege să o interpreteze după bunul plac. Ei, nu-i chiar așa să interpretăm noi, că așa am văzut noi într-o lege anume, că spune când legea aia face referire cu totul la altceva și în alt context, într-o altă situație, îți dă acea lege să o înțelegi și să o aplici. Suntem goi, dar era prea mare viteza pentru a pleca la mare viteza de la cutii și prea lent să mișca pentru a avea putere să plecăm. Da, dragi prieteni, o să vă dau iar o pauză, dacă nu mă înșel, și când vom ajunge la un alt giratoriu. Voi face și o schiță pe desen ca să pot explica mai bine ceea ce am vrut eu să spun cu giratoriu. Pentru că nu știu dacă eu... s-ar putea să mai am un giratoriu la intrare în Galați, chiar acolo sus, cum intru eu, dar mai avem până acolo. Și ca să nu lungesc clipul ăsta prea mult, voi deschide iar când noi ajunge acolo. E un giratoriu cu două sensuri, cu două benzi. Și vă voi explica și... cum se asumă vina în caz de o tamponare, sau să-i spunem așa, deci nu accident de ăsta cu vătămări corporale și mai știu, doar așa, bă, să spunem că mi-ai atins bara, m-ai atins dintr-o parte, ai intrat în mine sau nu știu ce. Trebuie să vă explic exact cum stă situația așa acolo cu benzile fiecare pe bandă, că mulți iarăși în giratoriu interpretează acele benzi ca fiind că, bă, eu dacă sunt pe banda mea, tu ești pe banda ta, eu am dreptul să fac la dreapta, tu trebuia să faci. Deci, nu! Și trebuie explicat și acolo că în giratoriu la fel se execută schimbarea benzilor de mers după 1 pe 2 și după 2 pe 1, dând prioritate la cele care sunt aflate acolo, pe ele care merg. Deci nu pur și simplu mă bag, eu am fost încadrat de la intrare. De la intrare e una, în momentul când ai intrat în giratoriu e altceva. Deci urmăm următorii pași care ne arată în giratoriu și tot așa, deci nu mergem pe premiza că giratoriu a avut două benzi de intrare și când am intrat în el, practic nu mai sunt în giratoriu două benzi pe sens. Cum mai văzusem eu într-un clip, cum polițist spunea că dacă nu există axul drumului în giratoriu, nu putem face diferențierea între benzi. Cum să nu, mă, dacă e banda 1, banda 2, ce treabă ai tu cu sensul de mers, că vine pe partea aia. O anomalie de gândire total greșită. Nu întotdeauna, ci pe YouTube, recunosc, poate am și eu unele greșeli, poate și eu le interpretez după bunul meu plac, după bunul meu convenient și le aplic poate și eu de multe ori,
după cum îmi convine mie sau situația care am fost eu. Acum nu zic gata, ci spune Mihai, aici ai 100% din atâtea învățături care vi le-am dat până acum. Dar ce vă zic eu acum despre generatorul, vă garantez că e 100% așa ar trebui să procedeze în executarea manevrelor în giratorii. Spunem așa, manevri în giratorii, pentru că acolo e manevra la dreapta. Mergi înainte, iar ieși cu dreapta, mergi înainte, iar ieși cu dreapta, indiferent pe ce ieșiri ieși, tu mergi înainte giratorii, chiar dacă e în roată. E ca și cum ai merge în curbă. Mergi în curbă, asta nu înseamnă că trebuie să semnalizezi curba. Da, vom vorbi, voi da drumul iar într-un giratoriu la Galați, fiind mai mare, și îl vom înțelege pe Benz. Sper să reușesc, dragi prieteni.